Veste bună pentru toți românii! Potrivit unei directive europene, băncile vor fi obligate să renunțe la mai multe comisioane. Legislația prevede că instituțiile bancare nu pot să opereze mai mult de 15 comisioane, iar multe dintre cele cu care deja ne-am obișnuit vor trebui să dispară. Potrivit actului normativ, băncile vor trebui să renunțe în primul rând la comisioanele percepute pentru administrarea contului, depunerea și retragerea de numerar din conturile curente de bază. Instituțiile de credit vor fi obligate să ofere gratuit aceste servicii atunci când vine vorba de contul curent de bază și nu vor putea taxa serviciul de depunere și retragere de numerar. Practic, directiva europeană va fi transpusă într-o ordonanță care vine să reglementeze serviciile de plată la nivel european. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului lui trebuie să finalizeze documentul, iar noile reguli ar trebui să se aplice începând cu această toamnă. Mai multe bănci din România au renunțat de bună voie la taxarea ridicărilor de bani de la Bancomat, dar aplică comisioane mari dacă sumele sunt ridicate de la ghișeu.